Bine v-am găsit, lei. Voi face tararea runelor pentru luna plină, eclipsa de lună prin penumbră, de pe data de 30 luni, 30 noiembrie. Nu vor mai fi pentru sfârșitul de săptămână, vor fi pentru evenimentul de eclipsă de lună, fiindcă este cel mai important. În acest moment este un eveniment important. Vom mai avea un eveniment important cu eclipsa de soare la jumătatea lui decembrie. Bineînțeles și conjuncția Jupiter-Saturn, dar acest eveniment pentru voi se petrece în Gemeni, deci este în casa 11-a a organizațiilor, a prietenilor, a grupurilor și voi face runele. Dacă vreți, puteți să vizionați horoscopul unde aveți acolo și acest eveniment lună, eclipsă de lună și luna plină. Bun, ia uitați, Uruz este într-o poziție bună, Fehu nu, Turisaz nu, Lagaz nu, Jera, Manaz, Hotel, Ansuz, Kenaz. A căzut, mai bine nu mă implic, și Jera era în poziția asta, sau? Ansuz. Așa a căzut. Deci, un sfat Ansuz arată, deci eu întotdeauna spun denumirea lor, dacă ați observat că și la Tarot și la Lenormand spun denumirea cărții, pot să spun mai ce reprezintă și să omit acest lucru, dar am spus și denumirea lor. Denumirile sunt, bineînțeles, sunt druide, nu le-am făcut eu. Și le-am preluat și le-am învățat și eu după Dan Seracu. Am zice că aveți aici în sus un sfat. Un sfat dat greșit de o persoană care are interes în problema voastră și trebuie să fiți foarte prudenți. Să nu preluați un sfat până când nu-l analizați. Fiindcă s-ar putea să fie un lucru, un aspect înșelător. Este o persoană care va ascunde acest lucru, interesul ei pentru această situație a voastră. Kenaz arată totuși un eveniment care arată mai mult o răcire a unei relații alături de Fehu, o pierdere. Poate să fie și o pierdere legată de bani, aveți aici Hotel, dar și o pierdere legată de o persoană, o răcire a relației, un lucru la care probabil că nu v-ați fi așteptat, răcirea acestei relații. Lipsa susținerii, am zice că nu aveți nicio susținere. Deci poate să reprezinte blocări în progresul vostru, necazuri, pierderi, generând chiar o traumă, o anxietate privind acest Kenaz, Hotel, Fehu, o răcire a relației, o situație nefericită. Deci de această dentă de pierdere. Turisaz la fel este într-o poziție răsturnată. Acesta este Turisaz. Și vă trimite cu gândul la
Sfaturi pe care nu le acceptați, sfaturi care nu sunt bune sau poate situația în care sunteți, problema pusă dacă încercați să luptați împotriva ei, s-ar putea să aveți neplăceri mai mari datorită faptului că nu aveți nicio susținere. Acest turisaz ar reprezenta ciocanul lui Thor și nu beneficiați de această susținere. De asemenea, Manaz. Manaz este o runa omeniei. S-ar părea că nu beneficiați de o susținere din partea celorlalți. V-ați fi așteptat, poate, să luptați cu o singură persoană, să vă confruntați cu o singură persoană, dar, de fapt, sunt mai multe persoane care sunt implicate în situația voastră. Așa cum am spus și v-am atenționat, este pe casa grupurilor, a asocierilor, prieteniilor, grupurile la care aparțineți. S-ar părea că aceste grupuri nu vă susțin, nu vă ajută, nu beneficiați de susținerea lor. Această rună hotel, ea ne trimite cu gândul în primul rând la bunuri, dar aici s-ar putea să reprezinte ajutorul material pe care l-ați spera din partea prietenilor sau a unui grup din care faceți parte. Și nu primiți acest ajutor, acest sprijin material pe care îl speriați. De asemenea, la gaz este într-o poziție răsturnată. Este o rună a intuiției voastre, să vă utilizați intuiția voastră. În poziția aceasta, la gaz vă anunță, vă atenționează că intuiția voastră nu este pregătită, nu poate să vă susțină, nu poate să vă răspundă la problemele avute. Poate să fie un moment de în care să vă înșelați singur, să fie un moment de să vă înșelați. Sau poate chiar să reprezinte o femeie din apropierea voastră care vă creează probleme prin lipsa de fidelitate, printr-o trădare. Acesta ar fi la gaz răsturnat. Deci nu puteți să vă folosiți de intuiția voastră în această situație. Aveți aici o rună care este o rună a legalității. S-ar putea să așteptați un răspuns de la de la o persoană oficială, un răspuns legal care poate să întârzie, dar veți primi acest răspuns de la o oficialitate. Așa cum știți, nu pot să spun dacă este benefic pentru voi sau nu. Cert este că totuși aveți aici, deci poate să fie o recoltare, dar nu am rune care să spună că veți câștiga bani sau altceva. Deci nu am nicio rună care să-mi dea. Dacă acesta era într-o poziție așa, aș fi putut să spun atunci că veți câștiga bani sau bunuri. Dar aveți acesta, este totuși o rună bună. Este vorba de Uruz. Uruz este o rună a boului sălbatic. Ea întotdeauna atenționează pe vitalitatea voastră. Deci am zice că vă susține. Este o rună care arată că aveți o vitalitate bună, energie bună, o recuperare rapidă după o perioadă dificilă, deci aceasta ar fi o perioadă dificilă, o să vă recuperați foarte repede.
indică o rună cu emoții puternice care vă duc la o reușită, o rună conducătoare masculină care aduce schimbări, schimbări neașteptate. Este bine să, această rună poate să reprezinte și momentul în care vă depărtați sau vă îndepărtați de ceva mai vechi pentru a accepta noul și un aspect benefic. Printr-o materializare înțeleaptă a resurselor voastre cu eforturi importante pe care le faceți. Acesta ar fi uruz. Deci, rămâne să vă mobilizați și să vă utilizați această energie pe care o aveți benefică. Vă doresc numai bine!